credincioși, cu rânduiala Lui Dumnezeu, iată, am ajuns și sărbătoarea Sfintei Cruci sau înălțarea Sfintei Cruci în toată lumea, 14 septembrie, începutul anului bisericesc și este una din marile sărbători pe care Biserica o cinstește și la jumătatea postului mare, deci tot duminica cinstitei cruci, pentru a ne încuraja pe noi în lucrarea cea duhovnicească și în lupta cea nesângeroasă, dar plină de jertfă. Și în același timp, deci cum a spus Apostolul Pavel, pentru cei ce se mântuiesc este arma puterii și înțelepciunea. Pentru cei leneși și trândari sau pentru iudei și pentru evrei, este nebunie. Ceea ce trebuie să rămână însă important și ceea ce trebuie să rămână categoric în mintea noastră este următorul lucru. Ieri am amintit simbolul Sfintei Cruci. Am vorbit de binecuvântarea lui Iacov peste nepoții săi, pe fiul lui Iosif, Efrem și Manase, deci în semnul Sfintei Cruci. Lovirea Mării Roșii cu toiagul, semnul Sfintei Cruci. Dacă mai vreți, aveți și lemnul de la Mera, care a fost aruncat în ape și apele s-au îndulcit. Deci prin lemnul crucii, simbol al Sfintei Cruci, care a îndulcit apele acestei vieța mare, robită de moartea cea veșnică. Mai avem înălțarea șarpelui în pustie, despre care s-a vorbit ieri destul de categoric și cum spunea Sfântul Efrem Siru într-o carte. Zice că iudeilor li s-a pus șarpele pe lemn ca să vadă că prin șarpele a venit căderea și neascultarea lui Adam și Eva în rai și toți cei ce vor vedea pe șarpe mort și se vor întoarce la virtute să devină fii al lui Dumnezeu, deci să devină oamenii de Duh. Dar ei spune că s-au închinat șarpelui cucernicindu-se și s-au întors de la Hristos blestemându-L. Deci s-au lepădat de Hristos care este Fiul Dumnezeu și s-au închinat făpturi, adică acelui șarpe, pregătit în șarpe de aramă, prin care ei priveau mai mult cu cernicia față de Dumnezeu. Un alt lucru ce rămâne iarăși simbol al Sfintei Cruci, deci v-am spus, este și semnul spiritual al acestui semn, deci semnul Sfintei Cruci propriu-zis, sau elementul, sau arma de tortură cu care jidovii înjoseau, ca să spunem un cuvânt mai umilitor, înjoseau pe cei care erau condamnați la moarte. Și atunci și-a ales moartea pe cruce, smerindu-se pe sine și încă la ce moarte, moarte pe cruce. Dar iată că întâmplarea a făcut ca odată cu sfințirea crucii, de ce spun sfințirea crucii? Pentru că scump sângele Mântuitorului Iisus Hristos a spălat rușinea și ocara crucii o dată pentru totdeauna, făcând-o altar de jertfă și în același timp făcând-o simbol al puterii și în același timp simbol al dreptății și al luminii și armă nebirită împotriva diavolului, cum spune Ioan Damaschin. Se cutremură și nici nu caută la puterea ei, nici nu putează căuta spre puterea ei. Morții a sculat și moartea a surpat, pentru aceasta ne închinăm îngropării și învierii tale. Pasajul din Evanghelia de astăzi, pe care l-ați auzit relatat atât de clar la evanghelist, n-a făcut altceva decât să ne amintească nouă rolul crucii. Să ne arate că Hristos cu cinste și cu demnitate omenească a purtat-o în spate, iar atunci când a slăbit pe drumul crucii, Simon Cirineu a venit să-L sprijine umanitatea sa, nu în dumnezeirea sa, și să-i o ducă o anumită porțiune până la Golgota, să arate că, exact cum spun Sfinții Părinți, cădem singuri, dar ne ridicăm împreună. Deci noi facem păcate de unul singur, dar nu ne putem mântui decât sfătuindu-ne. Cei ce se sfătuiesc sunt ca o cetate bine întărită, spune Isaac Siru. Iar cei ce nu se sfătuiesc cad ca frunzele. Deci crucea îndeamnă în același timp la lepădare de sine. La lepădarea păcatului ce se cheamă iubire de sine. De aceea Mântuitorul Iisus Hristos pune mare accent când spune cel ce vrea să vină după mine, am amintit ieri, nu repetăm, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa, deci nu crucea lui Hristos, nimeni nu va putea îndura calvarul crucii învierii și nu-și va găsi rostul într-acest calvar, că ne-ar fi foarte ușor să luăm câte o cruce în spate, cineva să ne bată în cuie pe ea și cu asta să intrăm în rai, s-ar intra cam pe de-a dreptul sau cu jonglerie, cum se spune. Dar iată că Dumnezeu a lăsat fiecăruia câte o cruce personală. Și de aici crucea se împarte și se mistifică pe anumite categorii de virtute sau pe anumite categorii de vicii. Este crucea celor căsătoriți, despre care Apostolul Pavel ne-a arătat nouă mare taină, spune Hristos și în biserică.
despre care Apostolul Pavel ne-a spus: bine este, fecioare, să se mărite, dar mai bine să rămână așa, deci crucea fecioriei. Iarăși Apostolul Pavel a spus: neputând purta zăduful și greutatea zilei, au venit la însoțirea nunții. Deci bine este, spune Apostolul Pavel, noua necăsătorii decât a arde, deci adică să facem păcatul desfrânării în loc să trăim în taina cununiei care absolvă acest păcat și transformă cununia în taină, lăsând-o la rangul de fecioarie. Și fericit patul neîntinat și nunta nespurcată, asta doar așa niște spicuiri ca să le aveți în minte. Și mai mult decât atât, deci după crucea celor căsătoriți, avem crucea celor necăsătoriți. Crucea celor necăsătoriți se împarte, cum spunea Mântuitorul Iisus Hristos în Evanghelie, ca să nu vorbim pe ton acid, cum spun alții, este întâi așa: unii sunt fameni din pântecele Maicii lor. Adică, s-a născut fameni. Unii sunt fameni pentru Hristos. Adică, cei care voiesc să păstreze castitatea și curățenia de bună voie. Și aici puteți citi cartea Sfântului Grigorie, Taumaturgul, care are un întreg, și al lui Metodiu de Olimp, un întreg tratat de feciorii. Cine vrea să se feciorească, n-are decât să se ostenească. Și apoi mai departe, deci, apoi este crucea împărțită după boli și suferințe și după greutăți. Crucea văduvelor, care depășește și crucea căsătoriei și crucea fecioriei. Crucea văduviei, când Dumnezeu face călugări forțat, căci cineva spunea, zice, pentru ce să te lași de lume și să te duci la mănăstire, să-ți închizi tinerețile și să-ți închizi virtuțile și păcatele acolo, zice. Trebuie să stai în lume, să fii folositor societății. Ei, Dumnezeu când socotește de cuvință, iată că ne mai folosește și în societate. O văduvă sau un văduv cu câțiva copii după el duc o cruce mult mai grea și mult mai ostenitoare după legea jocului, cum spune Apostolul Pavel, atunci când se opun voii lui Dumnezeu și nu înțeleg rostul, forțând acea notă despre care se mai aude câteodată la biserică, zice, mă duc să-mi dezlege cununia. Te dezleagă Dumnezeu dacă am ții minte. Mai departe, este crucea celor bolnavi și suferinți, cărora li se spune în boală să nu cârtești, să nu pregeți, să nu deznădăjduiești și să te gândești că toate sunt rânduite spre folosul tău. Apoi mai este crucea celor necăjiți sau a săracilor, care și iarăși este o cruce despre care noi am vorbit și acum facem doar numai niște sinteze. 1. Săraci care muncesc și întotdeauna nu le ajunge, pentru că este greu. Dar munca lor este curată și cinstită. Pe aceștia îi binecuvintează Dumnezeu și trimite bogați să îi sprijinească. Este crucea leneșilor. Este cea mai categorică cruce și cea mai ușoară de purtat. Să te lași în voia valului și să trăiești cum trăiesc paraziții sau gângănile alea otrăvitoare care mănâncă din frunze, din pom, de pe om, de pe animal. Ei, această cruce este cea mai nepotrivită caracterului creștin, de unde Apostolul Pavel a venit să curme și să spună: n-am îngreuiat pe nimeni cu trupul meu. Ziua am lucrat și noaptea m-am rugat. David spune la fel: ieșiva omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. La fel Apostolul Pavel spune: cel ce nu lucrează, nici să nu mănânce. Deci iată cum se categorisește această cruce și cum este exclusă ea din creștinismul nostru de răsărit, când însuși Mântuitorul Iisus Hristos a spus: Tatăl meu lucrează și eu lucrez. O altă cruce și mai frumoasă decât această cruce este crucea cea spirituală sau taina muceniciei de sine și de bunăvoie, neforțat de nimeni, când cel ce iubește pe Dumnezeu și vrea să fie mai presus de fire, se angajează în lucrările cerești și îngerești, precum sunt pusnicii, precum sunt trăitori în pustie, precum sunt desăvârșiții și asceții, și aceasta este crucea cea mai înaltă și mai spirituală, pentru că multe ctitorii poate face omul în viața sa trupească, dar niciuna nu este ca aceea de a-și ctitori sufletul pentru Dumnezeu. Bune sunt și cărțile, bune sunt și locuințele, și casele, și bisericile, și icoanele, și milosteniile, și darurile, și tot ce poate omul să dăruiască lui Dumnezeu prin jertfa sa personală, care este osteneala crucii. Dar niciuna nu este mai presus de toate
ca tu însuți să fii o cruce și o jertfă și să te lepezi de sine și să urmezi Mântuitorul Iisus Hristos, după cum El singur a spus când a fost întrebat de Petru. Dar noi care am lăsat toate și ți-am urmat ție, ce plată vom avea? La care Mântuitorul nu i-a recomandat nici funcții, nici ranguri, nici studii, nici onor, ci a spus atât. Bucurați-vă că numele vostru s-a scris în Cartea Cerului, adică în Cartea Vieții. Și cel ce își lasă, Mântuitorul completează apoi, mamă, tată, frați, surori, pentru mine însutită plată va avea și viața veșnică va moșteni. Deci iată cea mai înaltă cruce spirituală, care se mai cheamă și crucea oștilor de geniu a Mântuitorului Iisus Hristos, Sfântul Serafim de Sarov, armata de geniu a Dumnezeirii. Ei, în această cruce, despre care se poate vorbi mult și detailat și cred că ar trebui o temă aparte mai mult, numai pentru călugări și mirenilor, doar ca să vadă că la mănăstire nu se stă degeaba sau să stă în pierderea vremii sau să stă într-un deficit sau lapsus mental din lipsă de ocupație, ci este o lucrare cu mult mai mare și cu mult mai adâncă decât ceea ce pare la prima vedere, fiecare om se luptă cu toți dracii din el, deci cel care urmează calea mănăstirii, și mai mult decât atât, cum spune Efrem Siru, acei draci care în mănăstire erau melușei, acei draci care în lume erau melușei, blânzi, sau cum spune Iov, erau ca furnica, deodată s-au transformat în leu și în fiară sălbatică și vin cu cruzime asupra acelui suflet ca să-l piardă. Și ca drept dovadă, Patericul Egiptean ne dă o frumoasă mărturie și spune că un tânăr s-a dus să se pusnicească și stătea acolo și l-a întrebat Satan: dar tu ce faci aici? Mă liniștesc. Bine, liniștește-te. Și a plecat Satana din nou la treaba lui. A trecut după o vreme și iar s-a împiedicat el. Dar tu ce faci aici? Studiez. Bine, stai liniștit. Și a plecat Satana din nou la treaba lui. Și iarăși a venit după oarecare vreme și a întrebat: dar tu ce faci? Acum meditez. Meditează. Și a venit Satana iarăși după un timp și a întrebat: acum ce faci? Zice: mă ostenesc. Dar cum te ostenești? Păi mă rog și postesc. Acum ai treabă cu mine. Deci din clipa aceea a început Satana să aibă treabă cu el. Cât mergem să ne liniștim, cât mergem să studiem, cât mergem să ne cultivăm și cât mergem să lucrăm voile acestui trup ticălos și să-i facem mofturile, Satana nu are treabă cu noi, ci din contra ne sprijinește și ne ajută. Dar în clipa când i-a spus că acum mă ostenesc cu post și cu rugăciune, Satana a spus: de acum vei avea treabă cu mine. O altă stare de subțirătate prin care Satana poate să seducă crucea celui ce merge pe trepte înalte este și aceea că te poate sfătui până acolo unde să faci un exces categoric de rugăciune, iar din acel exces categoric de rugăciune deodată să cazi în slavă deșartă și să cazi pe muche de cuțit, adică pe vârful șutăișul cuțitului, care se cheamă cădere angelică sau cădere în sus, prin părerea de sine, prin încrederea de sine, prin bizuința de sine, prin rezemarea pe sine, adică cine sunt eu și eu sunt în stare de orice, și mai mult decât atât, pe înălțarea minții, care e soră sa mândriei, de aceea apostolul ăsta, prorocul David, spunea să nu învie mie piciorul mândriei. Când s-a referit la piciorul mândriei, s-a referit că mândria are o singură țintă, sus. Dar prin ce trepte să urcă, vine și ne arată iubirea de sine, soră sa mai mică, care o alimentează pe ea și o transformă într-o soră mai mare. Ei, această înălțare a minții. Și se spune că unul din acești luptători ai Duhului, apropiindu-se odată Satana de el în chip de înger, i-a spus, zice: fratele meu bun, pentru viața ta curată și îmbunătățită, uite, are să vină Hristos la tine, asta e luată din Patericul Rus, ca să știți de unde am luat-o, și să-i te închini lui, el fiind foarte mare ostenitor și foarte mare râvnitor. El nu și-a dat seama în clipa aceea să se însemne cu semnul Sfintei Cruci, să se gândească că poate fi o nălucire de șartă, și apropiindu-se dracu în strălucire și în slavă, înconjurat de mii de dragi prefăcuți în îngeri, fiindcă Satana se preface în înger al luminii,
El s-a închinat și Satana a început să râdă, hohotind într-un râs din ăla, ca să spunem așa, sinistru, în care i-a spus greu, cu multă, zice, iscusință, dar te-am învins, nenorocitule. De ce? Pentru că în înălțarea minții sale nu și-a pus întrebarea, doar oare eu până acum cui am slujit? Oare până acum cui am slujit? Ce am făcut eu până acum? Cui m-am închinat? Iar o altă istorioară de mare subtilitate duhovnicească, foarte folositoare, care să vă arate cât de iscusită este taina aceasta în alta cruce, că apoi trecem la cele pământești, se spune că un bătrân își citea psaltirea liniștit și deodată Satana de la ușă i-a spus: ce faci tu acolo? Mă rog, acum vin la tine. El a lăsat psaltirea în loc să-și continue cititul și s-a dus și s-a sprijinit în ușă să o încuie, să nu poată Satana să pătrundă înăuntru. Satana, având o putere extraordinară și negândită de minte omenească, când Dumnezeu îngăduie să ne smerească sau când îl stăpânește cu har, a început să împingă ușa și ușor și-a băgat copita să-l prindă. Ei, în acea clipă el a strigat: Doamne, ajută-mă, ce faci? Aici sunt, cu tine. Păi de ce mă lași? M-ai chemat? Păi zice, te-am chemat. Păi de ce ai lăsat rugăciunea și pe mine și te-ai dus în propria-ți părere? Credeai că ai să-l biruiești tu? Și în clipa aceea Satana a pierit rușinat. Deci a pierit rușinat. De ce? De darul lui Dumnezeu, că atunci când tu te rogi, să nu ai impresia că rugăciunea făcută curată sau rugăciunea făcută înaltă este o rugăciune din care tu vei reuși pe propria putere să te înalți undeva sus. Cei ce se înalță cad și cu cât înălțarea este mai sus, cu atât căderea este mai jalnică. Și ceea ce rămâne însă minunat și ceea ce rămâne trebuie de fapt în esență scos este aceasta. Lupta cu duhurile este foarte subtilă. De aceea, ca drept dovadă, și mănăstirile astăzi nu mai au acel număr superior, ca să spunem, de luptători ai Duhului și nici cantitativ și nici calitativ. Adică, slăbind lupta duhovnicească, odată cu slăbirea morală a societății, elementele pe care Dumnezeu le alege, cum vă spuneam eu la tânărul bogat, în ciuda voinței părintești, în ciuda voinței firești, în ciuda voinței sociale, în ciuda făptuirii morale, pentru că fiecare își vede odrasla un mare filozof, un mare avocat, un mare doctor, un mare manager, un mare inginer, un mare chimist, un mare savant, un mare deștept, de fapt ce? Un om încărcat de diplome. Și în clipa când îl vede în această funcție, adică în această postură de fiu risipitor al mizeriei, adică un fel de mic Iov, pentru că de fapt călugăria nu este altceva decât o simplă dramă a lui Iov care se repetă la minus infinit pe fundamentul lepădării de sine, și când își vede odrasla pus în mocirlă sau în noroi să slujească dumnezeirii sau să fie luminător sau un purtător de lumina Harului, nu mai înțelege cu mintea pământească. De ce? S-au îmbâxit mințile lor de mâncări și de băuturi și nu mai pricep cuvântul Scripturii, după cum însuși Dumnezeu spunea în Evanghelie. Spunea Hristos, au minte și nu pricep, au urechi și nu aud, li se vorbește și nu înțeleg, li se arată și nu văd. Deci au ochi și nu văd. De aceea trebuie să înțelegem că taina aceasta înaltă a luptei cu duhurile este o taină îngăduită și aleasă de Dumnezeu. Mulți sunt chemați, dar puțini aleși. Se spune din scrierile vechi și din tot ce arată patristica de răsărit, că cei care doreau, începând de pe vremea Sfinților Apostoli, deci cei ce doreau încă de pe vremea Sfinților Apostoli, ca să urmeze acestei vieți superioare, se mântuiau la fel de frumos și în lume, și în comunitățile monahale. Ca drept dovadă că marii întemeietori în secolului III și începutul secolului al IV-lea, deci prima jumătate, 3 și jumătate, deci 285, Pahomie cel Mare, arată că numărul acestor vețuitori după râvna și starea duhovnicească crescuse în unele comunități monahale până la 5.000, până la 10.000, până la 20.000, până la 7.000, până la 2.000 și chiar se spune că erau sate întregi
în Valea Nilului, în Muntele Sinaiului, în Olimpul Bitiniei, în Egipt, deci în Mesopotamia, deci toate zonele acestea ride pe care Dumnezeu le binecuvântase cu finice și cu izvoare și cu colibe și cu chilii, de înalți trăitori, care primul și primul lucru pe care îl aveau era gândul la Dumnezeu. Și spune că un ucenic sporit, mergând odată la o navă, să-i se facă mai desăvârșit ucenic, bătrânul i-a spus, fiule, mâine va fi praznic împărătesc. Trebuie să petrecem împreună. Și ucenicul i-a spus, am împletit câteva rogojine, dacă îmi dai voie să mă duc în Alexandria, zice, să aduc ceva de mâncare. Nu te griji, fiule, e treaba lui Dumnezeu. Lasă, fiule, nu te griji, e treaba lui Dumnezeu. El s-a dus și s-a uitat, cămara goală, într-o altă magazie gol, unde era oala cu fiertură gol, doar câteva boabe de linte fierte. Și spune, zice, avo, zice, dar în cetate tu știi ce se face la sărbători? Să fac mese, zice, se fac rugăciuni, se cântă tropare, se cântă cântări, zice, sunt lucruri, zice, care te înviorează. Lasă, fiule, e treaba lui Dumnezeu. Iar a doua zi, după ce au petrecut toată noaptea în psalmi și în cântări duhovnicești, spre dimineață, sculându-se, deci după ce s-a odihnit un pic, a spus Ava, zice, acum haide să stăm la masă. Și a scos o sticluță mică, mică, din șintocul haine, de unde avea el un buzunărel ascuns la rasă, și a pus peste fiertura aceea trei picături de unt de lemn. Și a spus, iată, fiule, să ne veselim, că astăzi este praznic împărătesc. Deci, iată, care era lupta cu duhurile în pustie. Deci duhurile, în primul rând, se biruiau prin înfrânarea trupului. Foarte mulți din cei ce poartă crucea celor căsătoriți, pentru că ușor se patinează în stânga, deci unde ne interesează, vin și spun în îndreptarul de spovedanie, părinte, zice, dacă aș fi fost într-o mănăstire, m-aș fi rugat mai mult. Te-ai fi rugat mai mult, dar nu cu porc prăjit la oală. Nu cu saci de făină în pot și cu butoiul de vin în cămară. Te-ai fi rugat, dar cu stomacul gol? Te-ai fi rugat, dar rupt și în zdrențe? Nu gândindu-te tu să tu la casă de pe pat, cam cum ți-ar sta în mănăstire. Ci în mănăstire, așa vrei, așa se petrece după voia și rânduiala lui Dumnezeu. Când a venit dracul desfrânării la Sfântul Antonie cel Mare, Antonie cel Mare n-avea în cămară nimic. Dar când l-a văzut cât era de negru la față și urât ca un arab, l-a întrebat, ce faci prostule și nevolnicule și urâtule? Și el schiuna ca un copil și îi spunea, zice, nu știu, Antonie, ce să petrece, zice, dar, zice, îmblu prin pustia aceasta și câți tineri, zice, cum mă apropii de ei și îi gâdil un pic, zice, imediat îi dau în desfrânare. Dar tu, parcă ai avea trupul de fier. Nenorocitule, zice, în rele și în vechitule, zice, tu nu vezi că nu ești bun de nimic? Și Satana a plecat plângând. Deci a venit înmaterializat ca să-l vadă pe Sfântul Antonie, să-l vadă și Sfântul Antonie ce chip avea, iar după discuție a plecat rușinat. Ei, această luptă cu duhurile se face numai pe tărâmul supranatural al minții. De aceea, mari filozofi și psihiatri ai vremilor noastre, pe care mai avem noi prin clinici și policlinici, prima dată când întâlnesc un tânăr care merge la mănăstire, îl verifică dacă e întreg mental. Ei, nu o să înțeleagă niciodată mintea acelui psihiatru hrănită cu mici și cu fleci, ce gândește mintea celui ce mănâncă fasole și cartofi sau mâncare cu măsură. Pentru că ce se întâmplă? Între unitatea de duh a iubirii de Dumnezeu și unitatea de trup a iubirii de mâncări e mare diferență. Niciodată nu o să cadă comun acord apa cu focul, lumina cu întunericul, urâtul cu frumosul, răul cu binele. Deci este un antagonism total. Asemenea, antagonism este între gândirea omenească, deci cea care vede toate în prisma, ca să luăm așa, trebuie să-i rămână speță, trebuie să-i rămână neam, să aibă fii, să moștenească, să dreagă, să aibă nume de scris undeva. Și că dacă te duci la mănăstire, ce ai rezolvat cu asta? N-ai rezolvat nimic, dar ți-ai mântuit sufletul. Și spune Scriptura, ce va da omul în schimb pentru sufletul său? Dacă lumea întreagă o câștigă și sufletul și-l pierde.
Dar omul spune invers, lasă, zice, eu nu sunt împotrivă, zice, și eu sunt credincioasă, și eu mă rog, dar tu parcă exagerezi, parcă ai luat o razna, zice, dragă, probabil te-ai stricat la cap. Ei, începe capul să se strice în momentul când începe să se curățe. De ce? Pentru că nebunia acestei lumi este deșertăciune în ochii celor care s-a trezit dragostea de Dumnezeu. De aceea îi vine foarte ușor celui care iubește pe Dumnezeu să lepe de lumea și să se unească de Dumnezeu. Dar însă spre marea insatisfacție a dumnezeirii și spre marea insatisfacție a îngerilor și a sfinților și a puterilor cerești este faptul că mulți din cei ce vin pe această cale, de aia spune mulți chemați și puțin aleși, alunecă în latura cealaltă lumească și ce se întâmplă? La un moment dat uită chemarea sfântă și se trezesc, de fapt neștiind, de fapt ce căutau acolo. Și încep să-și caute rosturile lor și voile lor și încep să se trezească de fapt unde? Încep să se trezească în mănăstire ca în lume. Încep să se trezească că de fapt ei mai mult se rugau acasă. Și ți-o spun la spovedit, la modul serios. Zice, părinte, nu știu ce se întâmplă, dar să știți că eu mai mult mă rugam acasă. Dar de ce nu te rogi, dragul meu, și acum? Cine te oprește? Păi știți, părinte, am așa o lene, am așa o nepăsare, am așa, zice, o stare care nu pot să o birui. Este lupta cea mai de jos, și cum spunea Sfântul Antonie atunci când discuta cu dracu, sunt dracii cei mai proști. Era undeva odată o discuție cu un duhovnic și îi dădea sfat unui ucenic. Cu ce își pierdea vremea acel ucenic? Luată tot de prin pateric. Nu îi cred că e un caz real. Ucenicul pândea pe la colțuri ce fac toți ceilalți. Și avea tot timpul grija celor din jurul lui, uitând grija păcatelor sale. Și la care se ducea mereu la duhovnic și se plângea. Deci se ducea la duhovnic și se plângea, părinte, n-am liniște, eu nu am pace, nu știu ce se întâmplă cu mine. La care bătrânul i-a spus așa, zice, fiule, zice, tu nu-ți dai seama, zice, aici ești într-un loc ales, e grădina Maicii Domnului, zice, trebuie să te închipui că aici este luptă grea și mai ales că aici, la schitul nostru, este comandamentul tuturor dracilor din tot Sfântul Munte. Și întâmplător s-a întâmplat să audă această discuție și să începe a râde. Prima întrebare care a fost aceasta. Dar de ce râzi, părinte? Râd pentru că sunt dracii cei mai proști pe care i-am întâlnit. Dacă tu în urcușul scării duhovnicești, care o ai zugrăvită la Sucevița, care o ai scrisă în cartea lui Ioan Scăraru, care o ai scrisă în cartea lui Efrem Siru, Doamne și Stăpânul vieții mele, Duhul trândăviei și a grijă de multe, nu mi-l da mie. Tu n-ai trecut prima dreaptă. N-ai reușit să depășești primul dreptar. Cum ai să ajungi tu în treptele superioare să vină dracu să ți se arate când tu ești dracu? Deci tu ești cel ce lucrează în favoarea lui. Pentru că spunea un înțelept bătrân o vorbă foarte înaltă. Zice, la vremea de apoi atâta teologie s-a scris și atâta cuvânt duhovnicesc încât satanii este cu putință să dărâme creștinii. După cum Duhul Sfânt în psalmi arată. Zice, sfărâmatul s-a izbăvit, s-a cursa și pasărea s-a izbăvit. Cetățile le-ai dărâmat pe rita pomenirea lui cu sunet. Este în catisma a doua. Dar ce se întâmplă, spunea bătrânul? A găsit satana un mijloc de lucru și de a lucra în lumea creștină prin ce? Prin acel păcat urăcios al grijii de multe. Adică prin grija de altul. Noi avem iubirea de aproapele. Este foarte indicată în porunca întâia. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, dar nu să-l iubești strângându-l de gât, nu scoțându-i ochii, nu mâncându-i sufletul sau păzindu-i zilele, cum se spune, zice acolo, pe cărare curse mi-au pus mie, zice, pe cărare smintele mi-au pus mie. Ei, atunci când aproapele tău îți devine un asemenea iubitor, adică acea zaviste care se inoculează în ideea de a demonstra, pentru că Sfinții Părinți sunt foarte fini și duhovnicești în gândirea cu Duhurile. Mă întorc eu la subiectul ăsta imediat și îl decalăm. Un alt părinte era întrebat odată, tot în pateric,
Zice, de ce iubiți mai mult pe fratele acela? Pentru că este foarte ascultător. Și-a demonstrat acest lucru prin litera o tăiată pe jumătate, sau a demonstrat o altă dată prin ce? L-a chemat bătrânul și i-a spus, frige-mi pește, și l-a ars de tot. Și s-a așteptat ca bătrânul să-i facă o ripostă, să-l jicnească. Și bătrânul a spus, ce pește bun a mâncat, dar n-a fost prea bine frit. Parcă încă era un pic crud, dar el era ars sărmanul de tot. Altă dată ucenicul i l-a pus cam crud din întâmplare. Și iată, în atâta viziune și clarviziune duhovnicească lucra bătrânul, încât a zis așa, de-l voi umili pentru un blid de mâncare? N-am făcut nimic înaintea lui Dumnezeu. Mâhnise-va sufletul lui. Să citiți Isaia Pusnic, așteticon. Dar i-a spus bătrânul, zice, foarte bine l-ai frit. Încă cred că a fost un pic prea copt, dar el era crud. Și iată ce procedeu de disimulare pentru a nu transforma, deci pentru a nu transforma acel porumbel pe care fratele meu îl vede cioară. Pentru că doi, hotărându-se să se certe la modul categoric, a spus așa, frate, noi nu ne-am certat niciodată. Hai să ne certăm și noi. Și a spus primul, zice, cărămida asta e a ta. Și celălalt a spus, dacă e a ta, ia-o și iartă-mă. Și a crăpat satana. De ce a crăpat satana? Fiindcă celălalt, de fapt, ce trebuia să spună? Nu e a ta, e a mea. Și s-ar fi iscat ceartă. Dar se spune că dracul lucrează în subtilități până acolo unde depășește înțelepciunea omenească. Apropiindu-se de doi orbi, frați, de suferință în crucea lor încă din naștere, a zis așa, și între aceștia trebuie văgată vrajba, chiar dacă ei nu văd și nu pot vorbi sau nu se înțeleg între ei. Și a venit sub chip de cerșitoare o spurcăciune de babă, pentru că satana lucrează frumos prin babe, nu prin cele credincioase, ci prin cele bigote care umblă pe la cărți și pe la cafele, și a spus așa, zice, drace, eu ți-i dezbin. Tu nu știi cum să umblă cu aceștia. E o mare subtilitate duhovnicească. Ca să ajung de unde am plecat, din fraza întâi. Și i-a spus așa, uite, ține un ban. Dar nu i-a pus nimic în mână orbul. Auzeau amândoi, dar nu vedea niciunul. Cel care auzise primul și n-a simțit banul în mână, ce-o fi zis? L-a dat lui celălalt. Celălalt nesimțind, a crezut că i-l-a dat lui celălalt. Dar i-a spus, ține un ban. Și-a plecat. Iar celălalt îl întreabă pe celălalt. Cât ți-a dat? Păi nu, zice, dar nu mi l-a dat mie. Nu ți l-a dat ție? Nu, nu mi l-a dat mie. Nu fi viclean. Ți-a dat, cred că, un ban mai frumos și acum îl simți la mână că-i mare și vrei să mă șantajezi pe mine, zice. Te rog să fii serios. Și din ceartă, și din ură, și din vrajbă, și din vorbă s-au luat la păruială la bătaie. Că de ce nu se împarte milostenia, că de ce au, zice, cred că e banul de aur și tu nu vrei să-l dai. Și în clipa aceea, baba s-a dus la satana și i-a spus, ai văzut cum am lucrat? Și ce a făcut satana? Zice, îți dau cadou promis, dar te rog, nu te apropia de mine, că ești mai rea decât mine. Și i-a întins cadou cu prăjina. Ei, întorcându-mă la draci din comandament, îi spuneam acelui duhovnic, Părinte, nu dracii sunt de vină, noi suntem de vină. Dacă eu m-aș duce cu capul în jos, în gândirea crucii mele spirituale și a vieții mele personale, nu m-ar interesa de ce ăla face baie, sau de ce ăla se șpreiază, sau de ce ăla se uită la televizor, sau de ce ăla bea, sau de ce ăla mănâncă, că nu-i treaba mea. Sau de ce ăla curvea, să spunem. Nu-i treaba mea. Dar în clipa când eu nu am treabă cu mine și am treabă cu celălalt, deja grija de multe începe să mă robească și zic, știți ce se întâmplă aici? El nu că n-are pace. Are pace. Dar nu știe ce e cuvântul pace. Cuvântul pace nu înseamnă când te duci legat în pădure de un copac la liniște. Cuvântul pace nu înseamnă când stai în cămara ta închis și n-ai cu nimeni nimic. Adică nu te vede nimeni și nu vezi pe nimeni. Cuvântul pace nu-i când stai legat în lanțuri. Cuvântul pace nu-i în creierul muntelui. Cuvântul pace în inima omului. Dacă eu pot să trec pe lângă tine și să mă uit în ochii tăi și să-ți dau bună ziua, înseamnă că între noi doi este pace dacă tu ești în măsură să-mi răspunzi. Dar, ce se întâmplă? Noi obișnuim ca atunci când greșim
Și ca tineri căsătoriți, că o să ajungem imediat, că avem timp, nu ne grăbim, și ca tineri căsătoriți, și ca tineri monahi și vețuitori ai luptei ascetice, ajungem după ce am purtat grija cuiva să-i cerem iertare. Știi, te rog, iartă-mă, uite, din greșeală am făcut-o. A fost o greșeală bine intenționată, să știa în subtilitatea ei, de fapt, ce să urmărești. Și atunci, cel de lângă tine, ăla se uită urât, ăla se uită urât, ăla se uită urât, pacea ta dispare. Dar de ce? Pacea ta nu este întemeiată pe pacea lui Hristos, care vine și spune să acoperi păcatul aproapelui cu mantia, dacă într-adevăr îl iubești pentru Dumnezeu, sau să ierți păcatul aproapelui, să fii ca tinerii din Babilon, care rab de roa, au prefăcut focul în roa cuptorului și puterea cuptorului în rouă, prin puterea crucii și a răbdării, și, cum spunea mai departe, Pafnutie, trecând prin pustie, un alt mare ascet de mare talie duhovnicească, Satana s-a prefăcut în doi snopi de grâu. Deci erau doi snopi de grâu și Satana i-a prefăcut într-o femeie și un bărbat care curveau între ei. Pafnutie s-a oprit și a început a plânge. Și deodată s-a arătat Îngerul Domnului, probabil cu glasul lui Dumnezeu, și i-a spus: ce plângi? Dacă ai mai fi și cârtit, aș fi luat darul de la tine. Dacă eu nu mă întristez pentru păcatele acestei lumi, cine ești tu și ce ai creat ca să te întristezi? Îți este ție în măsură să judeci sau să dai sentință? Și un alt ascet al pustiei, auzind de un frate cu nume rău, la fel a început să-l judece și să spună, zice: cu tare rău ăla nu se mântuiește. Ipostasele sunt diferite. Lapsaiconul dă o sentință cu totul grozavă, Patericul Egiptean dă cu totul o sentință înspăimântătoare. Se spune că cel cu sentința grozavă de la Lapsaicon, în clipa când fratele murise, îngerul lui păzitor apare cu sufletul lui și întreabă: bătrâne, Dumnezeu m-a întrebat ce să fac cu acest suflet. Și bătrânul a rămas înspăimântat. Zice: cum eu? Deci eu judec? De vreme ce tu ai dat sentință înaintea lui Dumnezeu, iată, Dumnezeu încredințează acest suflet ție să-l mântuiești sau să faci ce vrei cu el. Și bătrânul s-a spăimântat cu groază și a spus: nu eu sunt judecătorul, ci Dumnezeu judecă, iar îngerul îi vestește, zice, să nu mai faci aceasta niciodată. Că toate sunt în preștiința, după cum David spune, că cele negândite de mine în cartea ta sunt scrise, Doamne. Cealaltă sentință înspăimântătoare spune că în timp ce acel monah spunea despre rău acelui frate, s-a întâmplat un lucru mai grozav. Apare însuși Mântuitorul Iisus Hristos și îi smulge mantia călugărească din spate și spune așa: să mă cauți și atunci vei fi din nou cu mine. Și-a rătăcit ani de zile prin munți, prin prăpăstii, prin tot felul de locuri neumblate, cu plâns, cu post și cu rugăciune, și abia după 7 ani de nevoință și de suferință, i se arată Mântuitorul Iisus Hristos în vis, nici n-a mai avut puterea și nici n-a mai avut darul de la Dumnezeu ca să-l vadă real, îi pune mantia în spate și îi spune: de-abia acum te-am iertat pentru păcatul fratelui tău. Dacă eu nu suspin pentru păcatul întregii lumi, și dacă o picătură din sângele meu răscumpără păcatul întregii lumi, nu ești tu în măsură să suspini pentru păcatul fratelui tău. Deci, Duhul iubirii de sine și a grijii de multe, nu mi-l da mie, Efrem Siru. Și mă întorc la acel duhovnic, deci de la care am plecat, și îi spun: cred că într-acest loc sunt cei mai proști dragi pe care i-am întâlnit vreodată. Cei mai înalți și mai spirituali demoni ai văzduhului vin și se luptă cu oamenii cei mai înalți. După cum David spune, mulți sunt cei ce se luptă cu noi de la înălțime. Iar în catisma de la psaltire, nu știu dacă la rugăciunea a 7-a sau la a 6-a, spune acolo: și când voi trece, Doamne, după ce se termine catisma, la Doamne ești de 40 de ori, și când voi trece, Doamne, înfricoșatele vămele văzduhului, păzește-mă și izbăvește-mă de căpeteniile întunericului. Deci iată cu ce trebuie să se lupte omul, cu căpeteniile întunericului. Omul trebuie să se lupte cu căpeteniile duhurilor rele, cele specializate, cele spiritualizate la înaltă cădere spirituală. La căderea prin virtuți, nu prin vicii.
Atunci, într-adevăr, Dumnezeu își pune cuvântul și știm pilda care a fost repetată de mii de ori cu Ioil, cel ce nu vrea să se ducă la vie, că lui s-a prind al lumânările în altar, la care bătrânul stareț a spus: mai bine un Ioan smerit decât un Ioil mândru. Și ca drept dovadă s-a dus și s-a însurat că nu se mai ținea cont de gradul de sfințenie. Mergând mai departe în subtilitatea acestei probleme, lupta cu duhurile nu se oprește aici. Uneori duhurile necurate veneau și pricinuiau mare problemă duhovnicească sfinților. Moise, aracul care dormise 3 ani de zile numai în picioare, fără să se pună jos deloc, a fost lovit peste șale cumplit încât a zăcut la pământ luni întregi nemaiputându-se mișca. Un alt pusnic al patericului, anume Marele Antonie, ce dormea într-un mormânt idolesc, s-a trezit uneori bătut și ciomăgit de diavol și învinețit, până acolo unde îi se spunea: dacă nu pleci de aici, luăm sufletul din tine. Iar când invoca implorabil pe Dumnezeu, venea lina blândețea dragostii și iubirii de Dumnezeu, care spunea: aici sunt cu tine și niciodată nu deznădăjdui. Marco Ascetul, un alt trăitor mai înalt al pustiei, care 30 de ani de zile băuse apă din mare și mâncase pământ, se învrednicise de darul lui Dumnezeu, citiți Viețile Sfinților pe luna aprilie, încât o mână cerească zilnic îi punea o bucată de pește fript și pâine caldă din grădina raiului, deci trimisă de Dumnezeu din cer. Un alt sfânt care, v-am vorbit despre acea istorioară, îl hrănea pe Dumnezeu din pronausul, din pantocratorul bisericii, neștiind cine este acolo și întrebându-l: frate, tu ce cauți acolo? Zice: sunt legat pentru o anumită neascultare de stareț. Dar nu ți-i foame? Mi-e foame, dar dacă nu-mi dă nimeni să mănânc, mâncarea pe care o voia Hristos erau rugăciunile curate care trebuiau adresate lui. Deci nu era vorba de mâncarea pământească. Dar el, fiind îngustut cu mintea, îl chema jos și îi fura pâine de la trapeză. Și ăsta îi povestea că e fiul unui împărat, Mântuitorul Iisus Hristos și așa mai departe, și o să-l cheme la el la masă. La care starețul, auzind toată povestea, îi spune, zice: roagă-l să mă cheme și pe mine. Și ăsta, când îi spune, zice: nu, că nu este pregătit. Nu este pregătit să vină la masă, la tatăl meu. Spune-i că trebuie să pocăiască. Și a început starețul să plângă și să se roage, să-și schimbe diferitele lui comportamente, ca la momentul când acesta totuși a implorat îndurarea și i-a spus așa, zice: dar dacă starețul meu mi-a îngăduit să-ți dau mâncare în fiecare zi, tu de ce nu vrei să-l iubești pe el și să-l chem și pe el cu mine? Atunci pregătiți-vă că în 7 zile plecăm. Și iată, după 7 zile a dormit și starețul, și acel paraclisier, mic și îngust în gândirea lui socială și morală, pe care noi o cultivăm prin studii și facultate, dar mare prin harul lui Dumnezeu, în gândirea cea dincolo de mintea noastră omenească, adică unde lucrează Duhul, până la despărțirea sufletului de Duh. Până la despărțirea sufletului de Duh. Sunt suflete rele și suflete buni. Sunt suflete cu duh rău și suflete cu duh bun. Ei, duhul curăției, a smereniei și a iubirii, cum îl dă-mi-l mie, spune Efrem Siru, tot în rugăciunea lui de la postul mare, are duh curăției, gândului smerit, arătării, dragoste, dărește mie slugii tale. Deci o altă luptă cu duhurile bune care trebuie dobândite prin osteneală. De ce v-am spus acest lucru? Pentru că acolo unde începe taina anunții, fiindcă este cea mai răspândită în crucea noastră spirituală de fiecare zi, unde este binecuvântată tot de preot la altar, unde este binecuvântată cu încununarea cununilor pe capul mirilor, unde este pusă crucea spre jurământ, unde este pusă Evanghelia spre jurământ, acolo tocmai se calcă cel mai grosolan această taină a puterii și a semnului Sfintei Cruci. În primul rând și în cel din tâi, tinerii nu mai vin curați la altar, pentru că au venit jidanii din Occident și ne predă sexologia. Lucru imoral vieții creștine, lucru necesar, deci care nu ne aduce nicio bucurie și niciun efect, și niciun raport sau măcar un scop pozitiv, ci altceva decât să întâlnești fată la 15 ani cu 3 avorturi și te miri cum a reușit să le facă, și să te îngrozești ce canon să-i dai la 15 ani când el e un copil.
Să te miri și să te înspăimânți că ei vin deja la altar după ce au umblat cu 20 de fete băieți și cu 30 de băieți fetele? Deci iarăși o grozăvenie și le mai cânt și sfinților mucenici și îi mai și tămâiezi și le mai și pui cununia pe cap și îi mai binecuvintezi ca pe Avram și pe Sara și îi mai binecuvintezi pe Iacov și pe Reveca și îi mai binecuvintezi ca pe Iosif și Asineta, ca pe Joachim și Ana, ca pe Zaharia și Elisabeta, de te ia groaza și îți vine să fugi. Iată profanare așa de rangul zero, ca să spunem, fără nici nu există scrupul de vorbire, sună acid într-adevăr, dar ce se întâmplă? Doare. Doare pentru că este o realitate pe care crucea spirituală a vieții noastre nu vrem să ne o înțelegem singuri. Și după ce s-au cununat, nu se împacă. Păi nu se împacă că s-au luat din scopuri materiale. Nu se împacă că s-au luat din scopuri juridice sau morale sau sociale. Nu se împacă că s-au luat din scopuri economice. Fata trebuia să aibă mașină și apartament. Băiatul trebuia să aibă dolari în bancă. El trebuia să circule cu avionul, acum are de-abia un amărât de trabant și așa mai departe. Deci iată, motive de unde începe și începe și începe și se dă peste cap taina anunții. Și începe să se dea taina anunții peste cap, nu din motivul acesta. Auziți ce spune un Sfânt Părinte al Bisericii? Că rodul copiilor, întâi să spunem de David, că e cel mai vechi. Spune David, binecuvântată este femeia ca o viță roditoare în latura casei sale când va ieși cu copiii săi în poartă înaintea dușmanilor săi. Așa ceva spune în Catisma 15, mi se pare. Ei, e să ia în portiță, nimeni nu oprește, că are sonerie, are câine lup, mai are un bizon din ăla negru german după ea cu lat și nu atacă dușmanii. Dar mă întreb eu altceva. Dacă spun Sfinții Părinți că copiii sunt binecuvântarea nunții, hai să ne întrebăm un lucru logic și esențial. Esențial de tot. Primul copil nu se naște că nu au apartament, încă nu au servici, nu au casă, nu și-au făcut luna de miere. Apare primul avort. Și de ce apare primul avort? Pentru că ei nu s-au iubit sincer și adevărat. Ei s-au luat din plăcere trupească și nu din frică dumnezeiască. După ce au făcut primul avort, au uitat că în primul copil Dumnezeu pune toate darurile iubirii de nuntă. Cât nu să iubesc doi tineri și să pupă și să dau unul la altul cu lingura, să mănânce și să sărute și merg pe stradă împreună, mai fac și așa câteodată pe stradă cât ți-i rușine, gândești că e strada lor. Dar totuși este un simțământ copilăresc, este o stare adolescentină în care ei sunt sinceri, sunt curați, de unde începe viciu și mizeria cea grea. Primul copil cade. Despre al doilea copil se spune în familie că Dumnezeu pune toate darurile rugăciunii. Să spunem că acea mamă și acel tată să mai roagă câteodată. Dar dacă ei nu se roagă, și-l dau și pe ala afară. Dar dacă vine și al treilea copil în care spune că Dumnezeu de acum începe să pună daruri duhovnicești, adică pe unul menește să fie director, pentru că și acolo trebuie un cap, pe unul menește să fie medic, pe unul menește să fie judecător, pe unul menește să fie preot, pe unul să fie mitropolit, pe unul să fie patriarh și așa mai departe. Și pe ala îl dă afară. Și iată cu groază să spune mai departe că de acolo încolo Dumnezeu nu face altceva decât toate răsplățile păcatelor părinților să le toarne între acei fii ce se vor naște. Al cincelea, al șaselea handicapat care mai scapă și ăla și nu-i putut da cu chireta afară, că ori e de gardă ocupat sau nu mai sunt medicamente. Nu vă râdeți, sunt chestii de spovedanie care te îngrozesc când le asculți. Și cazuri în care limita umanului depășește maximul de eficiență 32 de avorturi, 41 și 53. Deci e un număr și nu e o minciună, e o realitate. La întrebarea cum le-ați putut face, zice, părinte, nu știu, zice, la cam la o lună se întâmpla, zice, aveam și 6-7 pe an, zice. Dacă așa se întâmpla să zămislesc, ce eram vinovat? Deci sunt lucruri despre care Dumnezeu va cere conștiință și va cere socoteală și va cere dreptate pentru călcarea crucii spirituale a căsătoriei în picioare. Această taină mare este, zic, în Hristos și în biserică. Și atunci mă întreb, nu ca jignire, pentru că mamele nu poartă întreaga vină, mai poartă și soții care după ce au irresponsabilitatea morală, îi mai și spune, nu-l dai afară, te las, dăm divorț, sau pe mine nu mă interesează, te descurci. Deci, foarte ușor termină. Capul bisericii, bărbatul.
Bărbatul a cărui cap este Hristos, el termină foarte exigent. Ori ne despărțim, ori ne ciomăgim, dar tot îl dai afară. Ei, mă întreb acum Dumnezeu cum va judeca două lucruri. Cum va judeca taina nunții întinată, spurcată, nenorocită, încriminată și murdărită cu aceste păcate? Și atunci cum va putea de acolo să iasă un rod curat și să aducă jertfă lui Dumnezeu? Pe calea cealaltă, spirituală, unde duhurile nu mai vin. Unde duhurile nu mai vin cu chireta și cu paharul și cu desfrânarea, ci vin atât de subtile și materializate, încât noi trebuie să avem discernerea minții prea subțire să ne putem feri de ele. Adevărat este că atunci trebuie să ne aplecăm genunchii, să-i punem în fața icoanei și a crucii și să spunem acele cuvinte dumnezești. Crucii tale ne închinăm, Hristoase, adică ne închinăm că o cinstim și învierea și moartea lui Hristos. Adică trebuie să ne trezim real, trebuie să ne trezim la această cruce spirituală, nu deranjându-ne. Foarte mulți comentează și cârtesc și nu le convine, zice, dar de ce le spune așa pe de-a dreptul? Domnule, așa trebuie spuse. Asta e realitatea noastră. De ce oare să devin mașină de dezlegat păcate și omul să nu-și însușească nicio critică? Vai că-i doamna cu tare și nu trebuie jignită, vai că-i domnul inspector cu tare. Înaintea lui Dumnezeu nu vei mai fi inspector, vei fi suflet, vei fi femeie, vei fi bărbat, nu se mărită, nu se însoară, nu au grade, ci toți sunt ca îngeri în fața lui Dumnezeu. Și oricât ne-am ascunde după conștiință, ea ne cercetează. De aceea Biserica creștină a rânduit tot prin arma crucii, taina pocăinței. De aceea spune tiersu-te dezleg și în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Ca noi să avem taina dezlegării, să avem taina spovedanii, să avem taina umilinței, și dacă ați văzut în ceasloavele și în cărțile de rugăciuni, canonul de pocăință la Mântuitorul Iisus Hristos, care se face pentru tot felul de păcate mari. Și cine face acea rugăciune cu credință și cu curățenie, Dumnezeu îl curățește și îl izbăvește. Deci este o rugăciune concretă și la modul serios, care este pusă în biserica creștină, în cărțile de cult, ca omul să o poată citi. Iar cei ce se spovedesc aici au văzut majoritatea, că la toți le-am trecut-o în canonul de rugăciune, canonul de pocăință la Mântuitorul Iisus Hristos. Trebuie să vadă Dumnezeu că avem și lacrimi la îndărătnicia minții noastre și a inimii noastre. Pentru că ce se întâmplă? Dumnezeu totuși este bun și iubitor de oameni. Nu ne răsplătește prin copii. Rar când mai ia câte o draslă așa de unde-i numai câte una ca să-i întoarcă la credință și pe ea și să le arate că trebuia să aibă 5-6. Și fie că moare într-un accident, fie că moare de o boală grea sau ce se mai poate întâmpla. Dar în general Dumnezeu se bucură de copii. De aceea și-a spus lăsați copiii să vină la mine. Dar vrea ca acei copii să nu crească viitoare odrasle ale morții. Adică dacă mama, la rândul ei, a știut aceste neghiobii și le-a inoculat și fiicii, lasă, dragă, te învăț eu, ce dacă ai trăit cu el înainte de nuntă? Eu am o doctoriță, te-am chirotat și ai scăpat. Fecioară, te măriți! Ei, ăsta e deja un lucru vicios în cercul creștinismului ortodox. Este deja un viciu foarte murdar. Este deja un viciu foarte indispensabil, de care biserica se leapădă cu mare ușurință. Cum tu, mamă creștină, să poți să dai un asemenea sfat fiicei tale, care e un tânăr vlăstar al bisericii? Ca să poată și ea să învață pe fiică să se împlinească cuvântul prorocului David. Să nu o sândești, Doamne, pe robul tău de păcatele străine. Tu ai dat un sfat, ea mai dă cuiva un sfat, celălalt mai dă un sfat, și așa se întinde boala și ne trezim în ziua judecății că nu răspundem de un avort, de 7-8. De ce? I-a mai spus și lui nepoata, i-a mai spus și lui vara, și lui mătușa, și lui cumătră-sa, și lui fină-sa. Pe toate le-a îndemnat. De ce? Pentru că știa ea că e bine așa. Ei, iată lucruri care concret astăzi la înălțarea Sfintei Cruci nu ne încălzesc cu nimic. Deci nu ne încălzesc cu nimic că noi știm simbolurile crucii. Chiar dacă a fost binecuvântarea lui Iacov peste fiul lui Iosif, chiar dacă a fost lemnul merii, chiar dacă a fost șarpele din pustie, chiar dacă a fost toiagul lui Moise, chiar dacă a fost Moise cu mâinile întinse în semnul crucii să-l preînchipuie pe Hristos care a biruit păcatul, adică pe poporul iudeu care a spus răstihnește-l și sângele lui asupra noastră, că Moise, știți, când se bătea cu Amalic, sta cu mâinile așa, ținea or și aron. Ei,
Acestea toate numai ne demonstrează că avem continuitatea crucii, dar pe noi ne interesează la modul categoric crucea lui Hristos. Crucea lui Hristos este crucea cea categorică care vine să ne scoată pe noi din păcat, care vine să ne scoată din vicii și din patim, să ne repună în restaurarea generală a noastră ca oameni și ca ființe umane. A venit prin cruce și a coborât cerul pe pământ, a venit prin cruce și a suit pământul în cer și a făcut o contopire. Ce a făcut? A pus pe Fiul omului de-a dreapta Tatălui, sfințind firea omenească odată pentru totdeauna. Deci ne-a făcut noi Adam și noi Eve care nu putem greși. Dar dacă noi continuăm în continuare să ascultăm de balaurul de șarpele din pustie, de pe lemn și nu de Hristos cel de pe cruce, acela adevărată, înseamnă că singuri ne cufundăm și cred că cel mai corect ar fi și chiar dacă o să pară, nu spun o amenințare sau poate o glumă prea feroce, eu spun că n-ar fi rău dacă s-ar inventa niște cereri de excludere din ortodoxie. Adică ce se întâmplă? Cel care nu corespunde stării ortodoxe, măcar s-a desfăcător, adică să fie cununat, să fie botezat, să mai urmeze din când în când biserica, să postească măcar așa elementar, cât de puțin, să nu-i boteze preotul, să nu-i cunune preotul, să nu-i calce casa, să nu-l binecuvinteze, să nu-l spovedească, adică să-l facă conștient de greșeala pe care el o face și nu-și dă seama de ea. Adică văzându-se lepădat ca Ioachim și Ana ce n-aveau fii și aruncați cu darul de la templu, să-și pună întrebarea, băi, dar noi ce suntem, oameni sau câini? Ia să ne revizuim un pic conduita. Și în clipa aceea să-și aducă aminte, băi, noi suntem botezați, noi suntem creștini. Ei, dacă suntem creștini și am murit cu Hristos și am înviat cu Hristos din botez, ne-am unit cu Duhul Sfânt prin Marele Mir, ne-am unit cu Hristos prin taina cununii, ne-am înmulțit cu Hristos prin taina anunții, ne-am însănătoșit cu Hristos prin înviere și Sfânta Liturghie, ne-am însănătoșit de boli trupești prin taina Sfântului Maslu și ne-am sfințit prin taina preoției, păi să dăm dovadă că suntem creștini. Să dăm dovadă că suntem creștini. Păi la ziua crucii du-te astăzi să vezi poate cât stai porumb sau spin piață cu zarzavat și cu alimente. Dar du-te să vezi cât sunt în biserică. De ce? Pentru că sărbătorile așa părute, poveri pe capetele oamenilor, de fapt sunt binecuvântarea popoarelor, binecuvântarea parohiilor și a satelor. De ce? Mai are omul răgaz, cum spuneam și altă dată, fără ca să vină să dea pomelnic sau să aprindă lumânare, că nu scrie nicăieri lucrul acesta, tu ești lumânarea, tu ești pomelnicul, Hristos a fost jertfa, Hristos a fost altarul, Hristos a fost prescura vieții ce s-a jertfit, nu cu sânge de bou și de sap, ci odată pentru totdeauna cu sângele Lui și ne-a sfințit. Și tu te sfințești și tu și întreaga familie prin această taină a stării la Sfânta Liturghie. Dar dacă omul nu conștientizează, să supără, să jicnește, să mâhnește, te discută, te vorbește și începe să spună că e prea rău, că e prea aspru, că de ce a spus așa, că e prea pe de-a dreptul. Toate sunt pe de-a dreptul. Pentru că ce facem în ascuns, pe casă se va descoperi. Ce vorbim la urechi se va spune într-o strigare. Ce am gândit în ascuns, vor vedea mii de îngeri. Și atunci mă întreb ce o să-i spun îngerului, când o să spună, da, eu mă spovedeam la Bârnăla, dar părintele m-a învățat că fă-ți de cap, dar mai așa, în secret. Pe mine mă bagă, dragi, cu capul în jos în iad și pe voi vă bagă cu capul în sus. Da. Deci asta se întâmplă. Mergem la o sândă veșnică. Bate voi păstorul și se împrăște turmă. Ori pe ori povățuindu-se cad la groapă. Cei ce nu se sfătuiesc cad ca frunzele. Cei ce n-adună cu Hristos risipesc. Cine nu-i cu Hristos e împotriva Lui. Deci trebuie să ne revenim în sine, să ne lepădăm de sine și să intrăm în cea mai elementară normă de viață creștină. 1. Tot poporul trebuie să fie cununat și botezat. Tot poporul trebuie să știe de post, de miercurea și vinerea. Tot poporul trebuie să știe de rugăciunea serii și a dimineții. Tot poporul trebuie să știe de o candelă și de o icoană. Tot poporul trebuie să știe de o sfântă liturghie. Tot poporul trebuie să știe de sfânta spovedanie în posturi. Și tot poporul trebuie să știe că atunci când avem dureri și necazuri, nu parlamentăm și facem legi, ci punem genunchiul la rugăciune, pentru că așa spune în litia de la necaz și groază, când vine vreme de vârtej. Zice, Doamne, lesne-ți este a face și bogați și săraci, și a ucide și a da viață, și a sărăci și a îmbogăți și a mântui și a pedepsi. Dar toate din dreptatea ta, cum spunea unul de demult, noi mult am greșit și nu ne-am pocăit. Deci asta trebuie să facem.
Om scrie noi parlament, și om parlamenta ziare și vorbe și povești, om purta și mass media și tot ce vrei. Dar până nu punem genunchii la Dumnezeu, nimic nu primim. Că dacă n-ar da ploaie, am murit ca gândaci de Colorado. Dacă nu ne-ar da mâncarea cea de toate zile și ar bate o gheață sau ar bate o nenorocire și un vârtej, cum a mai fost prin alte părți, vă dați seama ce cruce ți-ar trimite Dumnezeu. Că ai te-ai uitat și la animalul de lângă tine cum moare, nu tocmai la tine. Dar e bun și iubitor de oameni. Ne-a dat și roadă îmbelșugată, ne-a dat și sănătate, și minte, și înțelepciune. Ne-a pus și cruce pe biserică, ne-a pus și clopot în clopotniță, ca să-l auzim când sună. Băi, ia ca e ora de rugăciune la creștini. Musulmanii, musulmani fiind, când sună ceasul ăla, tot să pun cu fundul în sus, cu capul pe preș și încep să strige Allah, Allah. Ei, noi măcar acolo unde suntem, când auzim clopotul, să avem mustrare de conștiință. Doamne, iată-i ora de rugăciune. Nu sunt în locul acela, dar uite, mă rog în locul ăsta, tu ascultă-mă pe mine, ca să împlinească cuvântul lui David. În tot locul stăpânirii lui binecuvintează sufletul al meu pe Domnul. Te-a prins vremea la sapă, Tatăl nostru și Doamne Iisuse. Te-a prins vremea la coasă, Tatăl nostru și Doamne Iisuse. Te-a prins vremea în târg, Doamne Iisuse, Tatăl nostru, rugăciune. Nu-i greu de te rugat, e greu de stat degeaba. Și v-am spus, cel mai greu este să ne luptăm cu dracul universal și cel mai prost de noi. Grija de multe. Să avem numai grija noastră și să nu avem grija altora. Să avem numai grija noastră și să nu purtăm grija mântuirii aproapelui. Și cel curvar o să nimerească biserica și cel bețiv o să nimerească cu Dumnezeu are palme. Le dă până îi aduce pe linia de plutire ca vaporul ăla. Ai văzut? Un vapor când nu corespunde talazurilor, valurilor și mării, ori să rupe și să scufunde. Dar în final, epava e aruncată la mare. Deci, dacă n-a vrut să meargă bine cârmaciul și să-l ducă unde trebuie, vine gol și tot la mal vine și stă năsă cu el. Așa și noi. Dacă nu ne întoarcem noi de bunăvoie pe marea acestei vieți, îndulcită de crucea lui Hristos și de darul Sfântului Duh, ne aduce Dumnezeu, dar ne aduce forțat și cel mai greu. Este foarte greu să cadă mânia lui Dumnezeu peste noi păcătoși. Mai bine să vină mila Lui și să ne miluiască. Deci ceea ce vă rămâne în minte este aceasta. Din crucea spirituală, care înseamnă jertfă, suferință și viața fiecăruia personală ce trebuie dusă la sfârșit, se mai desprinde crucea căsătoriei, care trebuie dusă cu răbdare și cu blândețe și cu dibăcie și învățam femeile odată și le spuneam, când e bărbatul mai rău, nu mai comenta, tu te mai lua cu el în gură, când îi bat, nu-l faci mai bun dacă începi să te clănțănești cu el, lasă-l, îngăduie-l, rabdă-l, roagă-te, când e femeia rea, la fel să facă și bărbatul, când se căsătoresc să se gândească bine, nu să se ia pentru o lună sau două sau trei, când dau copii să-i învețe să-i crească în frica lui Dumnezeu, să mai rabde și o palmă și o ocară și o sudalmă, că așa este căsătoria, nimeni n-a dus-o. Spune clar Apostolul Pavel, Fecioara place lui Hristos, femeia place mirelui său. N-am spus eu. Bărbatul trebuie să-și iubească femeia precum a iubit Hristos biserica, iar femeia să se teamă de bărbat, spune în sfârșitul Apostolului, ca între aceasta să rămână legătura nezdruncinată până la sfârșit. Adică, în momentul când ea devine ascultătoare și supusă, ei n-ajung să se despartă. Dacă se ajunge la despărțire, cum spunea Moisi, prin cartea de despărțire din pricină de curvie, sau spunea un canon împărătesc atunci când e bătută de i-i să rup oasele, așa spune canonul din pravila mare, pravila îndreptarea legei, atunci să se despartă, dar să nu se mărite. Dacă vrea măritată, trebuia să șadă bătută. Dacă n-a mai vrut măritată, atunci să șadă singură și să mulțumească lui Dumnezeu că trăiește și există și se poate ruga. Văduvele care se mărită tot împotriva lui Dumnezeu, uneori greșesc, deși au îngăduință dacă n-au copii să-și perpetueze neamul, dar dacă au trecut de 50 de ani și se mărită, 5 ani să nu se împărtășească, că nu sunt mai eu pentru naștere de fii, să eu doar pentru plăcere și pentru păcat. Bărbații văduvi la fel, dacă au trecut de 50 de ani și se însoară, tot să nu se împărtășească 3 ani, nu o spun eu, așa spune pravila, pentru că ei nu se mai însoară pentru naștere de fii, ci tot pentru dezmăți. Pentru că ce se întâmplă? Dumnezeu vrea în toate curățenie. Nimic necurat nu va intra în împărăția lui Dumnezeu. Crucea care a fost necurată, Hristos a considerat că trebuie să o sfințească cu sângele Lui și n-a curs parfum și arome și ruj de buze, ci a curs sânge din oasele și din carnea lui Hristos. Ei, din noi trebuie să curgă transpirație cu care să ne udăm crucea personală. Și pe lângă transpirație trebuie să iese miresmele harului din faptele cele bune.
Și cu acestea putem să spunem că l-am iubit și ne-am unit cu Hristos prin semnul Sfintei Cruci în vecii vecilor. Amin.